Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gerhard. Astăzi tema este Nu spune cuvântul nehei. Mulțumesc în anticipat pentru a promova acest video și dacă te-am putut ajuta, te rog consideră o mică donație pe pagina Patreon. Mulțumesc! Deci, asta a apărut în cadrul unei lecții. Elevul a vrut să spună Ich bin nehe pentru eu sunt în apropiere, adică ich bin in der Nähe. Acum, asta poate duce la multe neînțelegeri. Clar, nehe sună similar ca cuvântul nähe, apropiere, sau este cuvântul nah, doar că are un alt sens. Deci, înainte să spun ce înseamnă nehe, de fapt, pentru sunt în apropiere, înseamnă ich bin in der Nähe. Da? Sau aproape, eu sunt, ich bin in der Nähe. Da? Gut, ce înseamnă nicht? În primul rând, dacă am căutat sau căutăm în dicționarul Duden, nu găsim nimic. Da? Adică nu face parte a dicționarului standard german actual. Dacă mergem pe dict.cc, deci dicționarul online care vă recomand, fiindcă merge direct germana română și nu merge prin intermediul limbii engleză, atunci vedem la nehe doar în varianta engleză-germană, ca în Elveția, nehe este un termen din domeniul medicinii veterinare. Și asta înseamnă un animal, o vacă, care este gravidă. Da? Și gravida aproape de naștere. Asta, da? De ce aproape de naștere? Da? Bun. Dacă căutați nehe, da? Cu imagini, acum ce găsim? Știu cum a apărut aici centrul de diagnostic german, da? Poate ceva cu sarcină. Unicul rezultat care se referă la ceea ce v-am spus, după la un anunț pe Facebook, se vinde o vacă, și spune nehe end Januar, adică ea așteaptă un copil trächtig gesext. Nu știu ce înseamnă asta în zoologie, dar ne putem încăpui. Și este și aici ceva, un dicționar medieval german, și aici avem niște exemple, sau nu doar medievale, în secolul XVI, cu texte unde apare nehe, vedeți cum era limba germană în trecut. Adică diferă mult ceea ce se scrie astăzi. Și asta e, între altele, o diferență între limba engleză sau limba spaniolă și germană. Dacă am citit sau citim texte din limba engleză sau spaniolă din secolul XVI sau XVII, în principiu putem să le înțelegem. Ele, limbajul, da? Englez sau spaniol, în principiu nu s-a schimbat așa de mult. Da? Dar dacă citim texte din secolul XVI sau XVII în germană, atunci va fi mult mai diferit, mult, foarte diferit de ceea ce facem acum. De aceea nu veți putea citi așa ușor așa textul. Bine, sper că a fost ajutor, deci mereu verificați traducerile, da. Dacă nu, spuneți ich bin nehe și sunt bărbat, lumea în Elveția va râde și lumea în Germania nu va înțelege ce spuneți. Dar vă doresc succes și ne vedem mâine. Pa!